Un tânăr de 25 de ani din comuna Bălănești a fost depistat aseară de polițiștii din Novaci în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 67C în zona montană Rânca, având o concentrație de 0,78 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost dus imediat la spital pentru recoltarea probelor biologice. Acesta s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului.